Din nou la știri, noapte grea pentru o femeie în vârstă de 84 de ani din Piatra Neamț. O anexă a gospodăriei a fost mistuită complet de flăcări. Flăcările au cuprins acoperișul, pereții și bunurile anexei. Incendiul puternic a avut loc în localitatea Gura Văii, comuna Girov. În jurul orei 19, un apel la 112 anunța izbucnirea flăcărilor. La scurt timp, după apel, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului. La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească și la acoperișul locuinței nefavorabile. Pentru stingerea incendiului a fost necesară intervenția a 3 autospeciale de stingere. Totodată a fost necesară și intervenția unei ambulanțe SMUR din cadrul detașamentului Piatra Neamț și a pompierilor voluntari din cadrul SVSU Girov. La vederea flăcărilor, proprietarea locuinței în vârstă de 84 de ani a suferit un atac de panică. Medicii susiți la fața locului i-au acordat îngrijirile necesare. Incendiul s-a soldat cu daune materiale mari. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 250 de metri pătrați. Flăcările au mistuit întregul acoperiș al clădirii, pereții din lemn ai anexei gospodărești, dar și bunurile din interior. Cel mai probabil incendiul s-a produs din cauza acțiunii unei persoane irresponsabile care prezenta probleme de natură medicală.